Bun găsit, într-adevăr, mai multe raioane din centrul și nordul Republicii Moldova sunt acum în beznă. În jurul orei 17:00 au fost semnalate de conectări la curent în raioane ca Iedineț, Bălți, Hâncești, Alovenie, dar și la Chișinău, inclusiv în sectorul centru unde mă aflu în prezent. În acest context, Regia Transport Electric a anunțat că mai multe rute de troleibuz au redirecționat troleibuzele pe alte străzi sau troleibuzele au staționat minute bune pe stradă din cauza deconectărilor la curent electric. Ulterior, circulația acestora a fost reluată, însă cu devieri de circa 35 de minute de la orar. Cu o reacție a venit recent Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spânu. Acesta a explicat că deconectările au loc din cauza bombardamentelor Federației Ruse împotriva sistemului energetic ucrainean din ultimele ore. El a precizat că din cauza atacurilor, una dintre liniile electrice care asigură transportul de electricitate pentru Republica Moldova a fost deconectată în regim automat. El a menționat că nu este vorba de o avariere așa cum se vehiculează, este vorba despre o măsură de siguranță, despre o deconectare în regim automat. El a mai precizat că Moldelectrica lucrează pentru a remedia problema, deocamdată însă nu se cunoaște când aceasta va fi rezolvată, dar și câte localități din Republica Moldova sunt acum fără lumină. Este important de menționat că acum interconectorul Isaccea-Vulcănești are un indicator de 0 MW, potrivit datelor publicate în timp real de către Moldelectrica. În prezent, Republica Moldova importă electricitate din România în proporție de 80%. Ieri s-a înregistrat un deficit de 5%, capacitate care era cumpărată prin contract de avarie. Republica Moldova nu mai livrează energie electrică din Ucraina din cauza faptului că infrastructura de acolo a fost grav avariată din cauza atacurilor Federației Ruse. Asta s-a întâmplat la începutul lunii octombrie. Tot atunci și centrala de la Cuciurgan a anunțat că reduce considerabil livrările de curent către partea dreaptă a Nistrului. În ultima perioadă, autoritățile din Republica Moldova au îndemnat cetățenii țării să facă reduceri, să facă economie la curent electric. Deocamdată, acestea au fost informațiile. Cu mai multe detalii vom reveni mai târziu. La revedere!